Iată că, în sfârșit, după 4 ani de lupte, am ajuns buricul pământului. Astăzi, într-adevăr, a fost o zi magică, Dumnezeule, că o să reușim totuși să ducem până la capăt cu emisiunea. Este pentru a doua oară la rând când ne scrie Adrian Năstase. Băi, fraților, m-am simțit în sfârșit om. Bă, în al 9-lea cer, de data asta m-a și nominalizat. Bă, de 4 ani îl înjur pe omul ăsta, vă reamintesc, practic în fiecare emisiune. L-am înjurat de mamă, l-am înjurat de tată, l-am înjurat de soartă, l-am înjurat de mătușa Tamara, l-am înjurat de nevastă, de copii, de nurori chiar. I-am înjurat viezurile, da. I-am înjurat molurile pe care le frecventează și i-am înjurat toată cariera politică în numele tuturor românilor care n-au putut să-l înjure niciodată și bineînțeles că n-a catadixit să ne dea niciun răspuns. Ei bine, de 2 zile de la un nenorocit de coș cu roșii sau de fructe, că nu mai știu despre ce era vorba în preajma podului, inexistentului calafat vidin, finalmente Adrian Năstase nu mai prididește să ne scrie. Deci este pentru noi remarcabil, după ce l-am insultat 4 ani, a început să ne insulte el. E, vedeți, asta înseamnă într-adevăr politică, asta înseamnă să contezi în societate. Câți nu ne-au imputat în această perioadă? Că facem pentru rating, că vrem să căpătăm notorietate, că suntem niște nimeni, dar că încercăm, exagerând, hiperbolând, practic, orizontul, să devenim cunoscuți, să avem și noi o meserie. Și așa mai departe. Am fost acuzați de tot felul de niște unii de ăștia care nu mai știau cum să ne îndepărteze de pe scaunul ăsta. Ei se prăpădeau și noi rămâneam în continuare aici. Am îngropat, vorba lui Vântu, sute. Da? Nu numai în dealul Moldovei, am îngropat în toate continentele, tată. I-am făcut ferfeniță pe toți, dar n-am avut niciodată această satisfacție pe care o avem astăzi, să fim insultați de cel mai puternic om al României din ultimii 25 de ani, de acest monstru încă viu, Adrian Năstase, că nimeni n-a deținut puterea cum a deținut-o el. Chiar și Traian Băsescu, nu pot să zic că a fost mic copil, că ar fi o exagerare, dar nu s-a comparat cu anii de dictatură Năstase. Ei bine, dovada că a mai îmbătrânit și el, Adrian Năstase a început să ne răspundă, bă, nominalizându-ne. Cel căruia îi se spune Bombonel, bă, pușcăriașul, da? Omul care a furat România de pe toate fețele. Exact ca în filmele primitive, când întorci nevasta precum o clătită, că nu mai știi pe unde să o lovești. Exact așa a făcut el cu această națiune, cât a putut. Am impresia aici un pic, totuși, că la podul ăsta, Vidin Calafat, pe care l-a tot nășit, cred că are o frustrare demnă de o cauză mai bună. E ciudă că n-a putut să-l fure cu totul. N-a putut, cum au făcut extraterestri în filmele cu Crușo, când țineți minte că au furat restaurantul. E bine, așa și-ar fi dorit și Adrian Năstase, să ducă dracului podul ăsta la cornul, fiindcă n-a reușit, acum i-a cășunat pe noi. Deci nu puteți înțelege, dragi prieteni, cei care ne mai sunteți alături, cei care nu o să ne mai fiți niciodată, dar o să auziți de pe la alții. Da? Că, domnule, în sfârșit ne-am împlinit și noi cumva. Iată că până la urmă am reușit. Acum recunosc, trebuie să recunosc, este o emisiune a mărturisirilor astăzi, vă spun de pe acum, trebuie să recunoaștem că pe undeva l-am înjurat pe omul ăsta birjărește, evident, atâția ani, sigur că pe merit, dar probabil și pentru că se adunase în noi toată frustrarea aia anilor Ceaușescu. Când, bineînțeles, nimeni nu s-ar fi gândit nicio secundă că în afară de camera lui sau de baie sau de beci sau de lift întunecat putea să-i aducă o insultă conducătorului iubit. Toți am fi vrut să-i dăm măcar o palmă lui Neanicu dacă am fi putut. Sigur, n-am ajuns la această performanță niciunii. Dar, sigur, măcar am ajuns aici la un moment dat și l-am insultat pe Ceaușescu post-mortem, i-am călărit mormântul seară de seară, tăvălindu-l în noroi și așa mai departe, neacordându-i nici cele mai mici circumstanțe atenuante. Ei bine, sigur că pe undeva această frustrare a copilăriei, a adolescenței, nu numai a noastră, a tuturor celor pe care i-am cunoscut, s-a răsfrânt un pic și asupra lui Bombonel, care era pe undeva în spiritul nostru. Știm anii 2000. România a trecut printr-o perioadă de evu mediu.
cu acest om călare pe grumazul națiunii, da? Ne-am revărsat toată ura aia, care era și ceaușistă, exact ca un mare fluviu, care în momentul când intră într-o mare sau într-un ocean, adună după el toate mizeriile pe care le-a strâns, râulețe, pârâiașe, deșeuri menajere, apele de colectare, de pe nu știu de ce mai contează. Sunt prăvale într-un mare ocean sau într-o mare din asta infinită, cu toate rezidurile alea după el. Așa am fost și noi. Când l-am prins pe ăsta în sfârșit, sigur, n-am reușit să... Eram pe alte meridiane în momentul în care Adrian Năstase se desfăta la ospăț de 3 ori pe zi cu această națiune. N-am reușit să-l prindem atunci. În punctul ăsta de vedere, sigur că era o înfrângere. Dar cum am avut ocazia, cum am încercat, probabil că n-am reușit, dar am încercat în fiecare zi să recuperăm timpul pierdut față de acest dușman al poporului. Și am tras-o din toate unghiurile, Dumnezeule, cum l-am prins.